Dragilor, mulțumim Domnului pentru această zi frumoasă. N-ai cum să vii de acasă, să vezi ce zi frumoasă Dumnezeu ne-a dat și să nu te uiți cu ochii și cu inima înspre El și să zici, Doamne, cât de mare ești Tu și cât de bun ești cu noi. Pentru că vedem cum răutatea s-a înfiripat peste tot în societate și faptul că Dumnezeu ne mai dă pace, liniște, să ne adunăm într-un loc ca acesta, este Harul lui Dumnezeu. Asta se întâmplă afară. Dar când am venit în casa lui Dumnezeu, și am simțit și cercetarea lui Dumnezeu. Asta e ceva mai extraordinar. Sunt unii aici care poate n-au postit nici o zi săptămâna aceasta, dar l-ați simțit pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este bun. Postul, rugăciunea, programul care l-am avut de rugăciune în ziua de miercuri, toate aceste lucruri Înduplecă mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu cercetează poporul lui și cred că în această dimineață l-am simțit într-un mod deosebit. Binecuvântat să fie el. Dragilor, dacă avem Sfânta Scriptură, vă invit să o deschidem la Ioan, capitolul 12. Dacă se poate să avem și versetele, nu știu, Flavius, dacă se poate să le punem în față, dar dacă nu-i prea greu, scuze că te iau așa, poate un pic prin surprindere. Nu-i nimic, majoritatea avem Biblie și nu-i problemă. Dragilor, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură, cum spuneam, în Ioan capitolul 12, începând de la versetul 17. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Toți cei ce fusese împreună cu Isus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Farisei au zis deci între ei, vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Iisus vorbește despre moartea sa. Versetul 20. Niște grești dintre cei ce, ce, cei ce se suisere să se, se închine, închine la praznic s-au apropiat de Filip care era din Betsaida Galilei. L-au rugat și au zis Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. Drept răspuns, Isus le-a zis, a sosit ceasul ca să fie proslăvit fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl meu îl va cinsti. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru această zi, dragilor. Aș vrea să introduc acest context. Ne aflăm în săptămâna mare, săptămâna în care, spre sfârșit, Domnul Iisus avea să fie crucificat. Atmosfera aceasta de sărbătoare este marcată de un eveniment extraordinar care s-a petrecut cu câteva zile înainte, și anume învierea lui Lazar. Oameni care au fost acolo au spus miracolul acesta la toți, la prietenii lor. E ca și noi, am trecut printr-o întâmplare, am trecut prin ceva uh, rar, de-abia așteptăm când ni se dă o pauză sau un cuvânt să putem să spunem ce am experimentat noi. Gândiți-vă la oamenii aceștia au spus, eu am fost acolo când piatra s-a dat la o parte, când omul acela pe care îl știam, care fusese mort, a ieșit afară și a devenit viu. Și când oamenii se duceau spre Ierusalim, la acest mare praznic de Paște, toți știau și așteptau ca Isus Hristos să facă ceva nemaipomenit. Toți, toți știau despre vestea aceasta, s Propăvădui vestea aceasta cu repeziciunea focului pe bună dreptate. Imaginați-vă, dragilor, că în biserica noastră ar veni cineva așa cu o boală incurabilă, cu certificat, cu absolut tot ce trebuie și omul acela să plece de aici la sfârșitul programului vindecat 100%. Oare nu ar veni mulți oameni în locul acesta să spună măi, aș vrea să aud mai multe despre Dumnezeu, despre Cel ce aș săvârși minunea, despre locul acela. Cine-s frații ăștia? Sunt români? S -s... Cum, sunt români? Numai lucrul ăsta ar mira. Cum? Aveți voi locul ăsta? De unde ați avut voi bani să construiți așa ceva? Imaginați-vă că un mare gangster de aici, din Irlanda, din clanul Kenahan sau ceilalți care mai sunt pe aici, s-ar întoarce la Dumnezeu și și-ar preda viața. Sunt convins că mulți din grupul lor ar veni aici și ar spune Băi, ce s-a întâmplat acolo? Păi noi îl știm pe omul ăsta, din ce familie vine, știm ce obiceiuri are. Ce s-a petrecut? Ce se întâmplă în locul acela? O astfel de veste ducea oamenii aceștia, poate mai grozavă. Ei au văzut pe un om care a fost mort și acum era viu. Asta poate să facă Isus Hristos și asta este garanția fiecărui creștin. Că în fie într-o zi, după ce noi vom muri, dacă Dumnezeu îngăduie pentru noi harul acesta, ne va ridica din nou la viață veșnică. Asta este nădejdea credincioșilor. Cu această dedicare misionară, dragilor, a ucenicilor lui Iisus, care spuneau tot ceea ce făcuse el, și minunea aceasta era, era, dacă vreți, în vârful piramidei, nu este de mirare că creștinismul s-a împrășteat așa de repede. Într-un secol sau în câțiva zeci de ani, deja peste tot în, în partea Iudei, galilei, în Asia Mică, în Europa, se știa despre Isus Hristos. Norodul a înțeles aspectul mesianic, în învierea lui Lazar și strigau la acest festival Osana. Avem ucenicii, avem norodul și avem a treia grupare farisei. Fariseii sunt cel de-al treilea grup descris aici. Și să știți, Domnul Iisus Hristos a avut încă de la început și împotrivitori. Fariseii nu se molipsesc de bucuria aceasta care era acolo, Osana, oare acesta este trimisul lui Dumnezeu? Oare o să vedem noi ceva semne extraordinare cu ocazia aceasta? Știți că el îl așteptau pe Osana, îl așteptau pe Mesia. Unii credeau că este posibil ca de acest Paște, dacă Isus este Cel care cu adevărat este Mesia, lucrurile să se schimbă 100%. Erau unii, unii oameni sau unii uh, cercetători, farisei și scribi, care nu puteau să înțeleagă cum vorbește Scriptura despre un Mesia care avea să sufere și despre un alt Mesia care uh, trebuia să fie 100% triumfător. Și spuneau, ei trebuie să fie doi Mesia. Nu se putea în mintea lor să înțeleagă cum aceeași persoană poate să aibă și o domnie așa de puternică, dar cum el să și sufere. Deci farisei nu se mă de, de bucuria aceasta. Și spun necăjiți, iată că lumea se duce după ei. Erau necăjiți oamenii aceștia că lumea se duce după ei. Pentru că ei ar fi vrut ca oamenii să meargă după ei. Și ceea ce aveau farisei de oferit era un amestec de religiozitate, de porunci dumnezeiești, dar multe dintre ele erau și porunci omenești. Și erau necăjiți pentru că oile ascultau glasul lui Isus. Oile ascultau glasul păstorului cel bun și se încolonau după el. Și spune Caiafa, dragilor, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot norodul sau tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Și nu doar pentru neam și continuă așa. Și nu numai pentru neamul acela, adică iudeii, ci ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Mesajul din această dimineață se intitulează Iată că cei risipiți se vor duce după el. Farisei spun jumate de adevăr, iată că lumea se duce după ei. Dar lumea nu se duce niciodată după Isus. Lumea este opusul lui Isus, diametral opus. Ceea ce la Isus e valoare, la lume nu-i valoare. Ceea ce, la lume e valoare, la Isus Hristos e non valoare. Iată că cei risipiți se vor duce după El. Oamenii aceștia erau necăjiți când vedeau că parte din cei ce erau ascultătorilor, acum se încolonează după Isus. Dragilor, Întotdeauna o biserică vie va avea în mijlocul ei oameni care vor fi veniți din alte împrejurări. O biserică vie întotdeauna va avea un nume atât de, puternic, atât de puternic încât alții vor auzi și vor spune, eu vreau să merg acolo, eu vreau să fiu parte a acestei biserici, eu vreau să fiu transformat. Chiar săptămâna aceasta, miercuri sau, cred că marți, am primit un mesaj, un e-mail și l-am rugat dacă pot mă lasă să-l citesc și ne scrie așa un băiat. Aș dori să vin la biserica dumneavoastră și dacă e posibil să încheie legământul cu Dumnezeu. Eu am fost crescut în credința asta de la vârsta de șapte ani, dar anii au trecut încet și m-am depărtat de biserică. Am știut tot timpul că vreau să fiu salvat, trebuie să mă botez în apă, așa cum a fost botezat și Domnul nostru Isus. Dar am zis că o să fac asta mai la bătrânețe, prima dată să-mi trăiesc viața. Am ajuns acum la vârsta de 37 de ani, și ultimele luni au fost de iad, de chin, și am început să-l caut pe Dumnezeu, așa cum știu eu. Dar, sincer, nu cred că. O să reușesc singur și am nevoie de sfat, de îndrumare și de aceea vă scriu. Mi-a mărturisit toate păcatele în fața lui Dumnezeu și, dacă se poate, aș dori să mă mărturisesc și în fața dumneavoastră. Și, după un timp, când credeți dumneavoastră, aș dori să fiu botezat. Sunt o persoană sinceră care îl caută pe Dumnezeu. Dragilor, astfel de mesaje de e mail primim aproape săptămânal. Păcat poate că nu știți povestea fiecărui om, însă Dumnezeu în locul acesta, în continuu, de când s-a deschis Biserica Betania, lucrează. Și oameni care sunt spre mântuire, Dumnezeu îi cheamă. De aceea mi-am intitulat mesajul, iată că cei risipiți se vor duce după el. Nu lumea se duce după Isus. Toată lumea într-o zi se va încolona și o va lua după anticrist. Avem asta clar în Apocalipsa. Dar pe aici, pe acolo, Dumnezeu mai are oameni care îl caute pe Dumnezeu așa cum știu ei. Și poate una din rugăciunile noastre ar trebui să fie aceasta. Doamne, dacă sunt oameni care te caute, care nu și-au găsit încă o biserică, nu și-au găsit o familie, nu și-au găsit un loc, adu-i în locul acesta. Locul acesta este potrivit ca să fie un loc de înviorare și de viață spirituală pentru ei. Toată lumea îl va urma pe anticrist, ni se spune. Dar există și în acea vreme o excepție, o excepție a unei minorități credincioase. Oare noi suntem din această minoritate? O minoritate care chiar în cele mai de criză vremuri va rămâne credincioasă lui Isus Hristos? Domnul să ne ajute pe fiecare. Fariseii voiau să câștige lumea pentru învățăturile lor. Însă, acum sunt foarte necăjiți când văd că o altă persoană, cineva care nu avea calificarea lor, le ia oamenii. Iată lumea se duce după el, spun resemnați farisei. Însă expresia capătă în versetul următor valențe profetice și ni se spune așa, dragilor. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Besaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Isus. Iudeii credeau că Mesia este doar al lor. Mesia vine pentru Israel să-i ridice din nou la o înălțime în care ei să domnească, ei să fie cea mai puternică națiune, ei să aibă cel mai greu cuvânt de spus, ei să se scuture odată pentru totdeauna de uh, romani și de alții care au uh, fost peste ei. Însă versetele acestea aduc pe lângă norod, pe lângă uh, ucenici, pe lângă farisei un alt grup de oameni. Și Iisus Hristos a venit să moară și pentru străini, pentru neamuri, pentru greci, dacă vreți. Unul dintre punctele esențiale Evangheliei a lui Ioan este că Iisus este salvatorul lumii. Salvatorul lumii întregi, nu doar răscumpărătorul evreilor. Asta este o temă foarte importantă în Evanghelia lui Ioan. Mielul lui Dumnezeu, Iisus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Amin? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Și Isus este lumina lumii. Spune Domnul Isus: mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, adică din Israel. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor astulta glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Dragilor, de ce am ales să vorbesc despre lucrul acesta? Eu cred că trăim într-o vreme în care Dumnezeu vrea să schimbe, poate, Biserica Betania. Vrea să aducă aici și alți oameni, și alți oameni care nu se amână cu noi, și alți oameni care au alte obiceiuri, și alți oameni care poate mănâncă un alt fel de mâncare, și alți oameni care se închină diferit. Pentru mine, faptul că Jerry este în dimineața asta, în locul acesta, este un semn. Dumnezeu să-l binecuvinteze. cuvinteze. Uh, Jerry, I won't be speaking much English this morning. That's the only message I have for you. He's in charge indeed. Uh, asta dimineață când uh, mă, mă pregăteam, așa de mult mi a vorbit cuvintele acestea că Isus este cel ce salvează. El are ultimul cuvânt întotdeauna. Dumnezeu este cel care ne dă har în fiecare situație. Eram necăjit cumva Miercuri, încă nu mi-a alesesem uh, subiectul de predică. Și Miercuri, așa, aud ca de nicăieri, sau să nu zic au, ca să nu greșesc. Uh, mi-a venit gândul acesta în minte. Vrem, am vrea să vedem pe Iisus. Am vrea să vedem pe Iisus. Aceast, aceasta a fost dorința acestor greci. Am vrea să vedem pe Iisus. Dragilor, noi suntem aici pentru că într-un oarecare procentaj, fiecare dintre noi vrem să-L vedem pe Isus. Cine erau oamenii aceștia greci? Erau oare niște simpli străini? Se suiseri, ni se spune în text, la praznic să se închine. Asta ne dovedește că nu erau niște oameni temători de Dumnezeu, ca și Corneliu în fapte. Acești greci se aflau la Ierusalim din motive religioase, nu să fie acolo doar la un festival și probabil făceau asta în fiecare an. Nu erau acolo turiști. Și termenul acesta de greci nu înseamnă neapărat că proveneau din Grecia de astăzi, ci mai degrabă vorbeau limba greacă în urma expunerii la cultura elenă, începând din vremea lui Alexandru cel Mare. Lumea merge după el, spun farisei. Acești greci, vedeți, ei au inițiat contactul cu Isus. Nu Isus, nu ucenicii. Ei se apropie de Filip, care este un nume grec, care era din Betsaida Galilei, zona aceea care a fost puternic influențată de civilizația greacă. Filip și Andrei sunt amândouă niște nume grecești. Și oamenii aceștia, când au înțeles numele lor, au zis, mergem la el, dacă vrem o portiță înspre Isus trebuie să vorbim cu ei. Și se crede foarte bine, din cauza zonei unde ei s-au născut, că oamenii aceștia vorbeau destul de bine, dacă nu chiar perfect, chiar și greaca. Pentru că, fiind în perioada aceea, în vremea aceea, în Galileea, în Capernaum, în toată zona aceea, fiind puternic elenizați, ei posibil vorbeau limba aceasta, posibil chiar și Domnul Isus. Este foarte frumos felul în care oamenii aceștia vin înaintea, lui, în, înaintea ucenicilor și spun lui Filip, domnule, domnule. Ca și cum Filip deja ar fi deja ceva ministru. Domnule. Când oamenii se închină înaintea lui Dumnezeu, când oamenii se strâng la părtășie cu, cu Dumnezeu, unul din lucrurile care se produc în ei este respectul pentru ceilalți. Respectul pentru ceilalți. Fiecare dintre noi, în urma uh, ceea ce s-a petrecut în Eden, totuși, fiecare om din rasa umană poartă ceva din Dumnezeu. Și noi, când vedem asta, când recunoaștem asta, trebuie să arătăm respect. Trebuie să arătăm respect. Mai ales oamenilor lui Dumnezeu. Cred că prima dată când l-au numit Domnule, cred că Filip nici nu s-a întors. Adică. Sigur nu pe mine mă cheamă, sigur nu cu mine vor să discute. Nimeni nu i-a spus probabil până în punctul acela, domnule. Mă gândesc că avea posibil niște haine de pescar, niște haine inferioare, grecii erau mai la modă și totuși ei se umilesc, domnule. Avem o dorință puternică, am vrea să-L vedem pe Isus. Am vrea să-L vedem pe Isus. Nu era care Isus, că suntem aici a sute de mii de oameni. care -i? care -i Isus? Am vrea să stăm cu Isus, am vrea să vorbim. S-ar putea să avem câteva minute împreună cu El. Aceasta era dorința lor. Isus era numele care era pe fiecare buză. Isus era cea mai căutată persoană. Isus era subiectul tuturor discuțiilor în vremea aceea. Și toți se întrebau: Oare este El Mesia? Oare o să vedem noi vreun semn cu ocazia aceasta? Probabil mulți s-au dus acolo ca să vadă dacă se va petrece ceva. Extraordinar! Și ne spune textul în continuare Filip însă nu s-a dus la Isus imediat, ci la Andrei. Andrei știți era frate cu Petru, dar se pare că acești doi oameni, Filip cu Andrei aveau o conexie și o, o, o legătură specială. Și dragilor, pe lângă respectul despre care am vorbit, ca o lucrare să meargă, ca o echipă să meargă este nevoie de unitate și de spiritul acesta de echipă. Cu siguranță, lui era mai ușor, poate, să facă uh, uh, o echipă doar cu fratele său, și vedem asta în Noul Testament. Dar avea această legătură bună și Filip cu Andrei. Poate, oamenii aceștia să fi fost desemnați de Isus Hristos, voi aveți grijă de neamuri, voi aveți grijă de greci, voi deja vorbiți grecește. Nu cunoaștem detalii în sensul acesta. Însă, oamenii aceștia. Nu au făcut altceva decât să aducă pe acești greci la Isus. Și asta trebuie să facem fiecare dintre noi. Noi să fim niște mobile în mâna lui Dumnezeu, Domnul să ne ajute la asta. Sunt lucruri care au adus succes în urmă cu 20 de secole, cum ar fi unitatea, respectul, dar sunt lucruri care funcționează la fel de bine și astăzi. Domnul să ne ajute să le folosim. Am vrea să-l vedem pe Isus, spunea oamenii aceștia. Unii ar fi vrut să vorbească cu Isus, dar le era atât de frică de iudei încât se făcea lucrul acesta doar în, în secret, ca pe vremea comuniștilor. Nu știai cu cine vorbești, nu știai cu ei spun să putea să audă altcineva și să fii izgonit din sinagogă. Știți că se pomenește asta. Și când aude Domnul Isus Hristos că niște străini, niște oameni care nu erau iudei, îl caută, răspunsul Domnului Isus Hristos este acesta. A sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Dragilor, ce ziceți la Dublin? Oare a sosit ceasul să fie proslăvit fiul lui Dumnezeu? Eu zic că da. Eu zic că da. Dacă Domnul ne ajută în scurt timp, terminăm locul acesta. Aseară am înțeles că a fost o prezență frumoasă la programul de tineret, vorbindu-se, cântându-se, predicându-se Evanghelia, toate în limba engleză. Faptul că Jerry este aici. Oare vedem noi că Dumnezeu vrea să extindă sfera Evangheliei dincolo de noi? Oare vedem asta? Fratele Avram ne spunea săptămâna trecută cât atâta de frumos, cum lucruri pentru care noi ne rugam în trecut, în urmă cu 10-5 ani astăzi le trăim și poate am uitat de ele sau nu le mai vedem așa de importante. Oare noi astăzi vedem că Dumnezeu construiește și uh, consolidează împărăția Lui? Ceasul acesta despre care Domnul, vorbește Domnul Isus, și o să citesc în continuare, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare aduce multă roadă. Ceasul acesta despre care vorbește Domnul Isus, este ceasul ca să fie proslăvit Fiul omului. Este vremea aceasta a morții, a suferinței, a încercării, a greutății. Și eu cred că rezultatele de acum au să se întâmple. Dragilor, faptul că uh, perioada aceasta nu a fost una ușoară din punct de vedere financiar și poate a trebuit să renunțăm la planuri de ale noastre, a trebuit să facem uh, eforturi de un fel sau de altul, este vremea suferinței, este vremea încercării. Dar Dumnezeu vrea să aducă vremea rodirii. Și eu cred că Dumnezeu o să o facă în locul acesta. Nu există slavă fără suferință. Nu există viață îmbelșugată fără moarte. Nu există victorie fără predare mai întâi. Copiii lui Dumnezeu sunt ca niște semințe, mici, insemnificativi, dar au în ei puterea lui Dumnezeu. Au în ei puterea lui Dumnezeu. Știu că citeam mai de mult într-o carte cum oamenii de știință au fost foarte bucuroși că au putut să producă o, o sămânță. Nu mai știu exact ce au folosit și ce sămânță era, dar ceea ce n-au putut niciodată oamenii aceia, cu toate că au făcut de mai multe o procesul acela, ca sămânța aceea să germineze și să producă un fruct sau să producă o plantă. Dragilor, în noi este puterea lui Dumnezeu toți sau majoritatea dintre noi, sau sper că o parte dintre noi, am putut să plantăm cândva o sămânță mică și să te uluiești și să te miri cum din lucrul acela crește ceva atât de mare. Dragilor, asta este puterea lui Dumnezeu. O sămânță suntem fiecare dintre noi și trebuie doar să avem curajul acesta și demnitatea aceasta și încrederea în Dumnezeu că dacă noi ne lăsăm plantați de El, Dumnezeu poate să ne folosească pe fiecare. Pentru că în noi există puterea lui Dumnezeu. Dragilor, oare au sosit ceasul ca să fie proslăvit Dumnezeu în mijlocul acestei națiuni irlandeze? Eu zic că da, eu zic că da. Isus nu a vrut să rămână singur, adică să nu moară pentru noi, ci El a vrut, ne spune Sfânta Scriptură, să ducă pe mulți copii în slavă. Îi mulțumim pentru asta. Îl slăvim pe El că este Domnul Domnului, Împăratul Împăraților și îl rugăm să-și proslăvească numele prin mult rod. Iar cei de aici, din Betania, noi vrem să fim un Filip, vrem să fim un Andrei care aduc oameni la Isus. Și rugăciunea noastră trebuie să fie aceasta. Doamne, dacă mai sunt oameni risipiți, adu-i la noi, adu-i la tine. Pentru că noi vrem să fim ca și Andrei. Doamne vrem să ajutăm oamenii aceștia, vrem să-i îndrumăm înspre tine, dar te rog frumos conectează-i cu tine și îmi, spune, îmi plăcea foarte mult ilustrația care o avea fratele Zac pună și spunea că noi suntem un prelungitor un prelungitor din acesta până într-un punct noi suntem este nevoie de noi, dar adevăratul scop este ca fiecare om să fie conectat la sursă și sursa este Isus Hristos sursa este Isus Hristos Spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Dar tocmai pentru ceasul acesta, dar tocmai pentru ceasul acesta am venit. Tată, proslăvește-ți numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Dragilor, eu cred că Dumnezeu și-a proslăvit numele în Antichitate, pe vremea Domnului Iisus, prin ucenici, prin creștini, prin uh, mulți creștini de-a lungul secolelor, dar cred că Dumnezeu vrea și în secolul acesta să-și proslăvească numele Lui. Vă păi, invit, dragilor, să ne ridicăm în picioare și să facem această rugăciune. Doamne, acolo unde m-ai pus, acolo unde m-ai așezat, înțeleg, e cel mai clar lucru pentru mine că sunt o, sem o semință mică, neînsemnată. Ajută-mă ca să cresc, ajută-mă să mă las plantat de tine, ajută-mă să mă las folosit de tine și Dumnezeu să facă locul acesta, dacă vreți, unghiveci, o seră, unde oameni de diferite culori, de diferite obiceiuri să vină cu toții să se închine și toți să fim oameni care glorificăm pe Dumnezeu. Amen!